PC Garage sărbătorește 14 ani de gaming. De ziua noastră primești cadou 2000 de periferice gaming Asus. 7 octombrie 2019. Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seara de Forza Horizon, pentru că v-a plăcut foarte mult episodul cu Aventador USV, pentru că îmi place și mie foarte mult. L-am luat pe electricul și am zis să-l punem la un super test. Lamborghini Aventador SV versus Lamborghini Huracan. Prin teorie, Huracan este mai rapid, să știți. Am văzut clipuri pe internet în care, într-adevăr, și de la Top Gear și de la Car Wow și mai multe, care făceau drag și în care Huracanul e mai rapid pe 400 de metri decât Aventadorul, sau pe mai mult puțin. Acum să vedem. Nu uitați să apăsați și voi buton de like, că în mașină în cauză sunt stoc, adică aici avem un V12 aspirat de 750 sau 770 de cai și lecturicul are acolo un V10 aspirat de câți cai, mă? 500 și ceva, 500... De unde să știu? 50, 560. Nu, 600, scuze. 600 și ceva de cai pe Huracan, dar este foarte ușor Huracanul. Ok, grasule, la start frumos. Știi că am învățat să plec cu launch control. Hai să-ți fac o vrăjeală. Ia gând. Pleci la start, da? Da. Îl zic eu. 3, 2, 1 și... Ha. Hai, grasule, hai. Păi ratai startul. Nu, no, n-are rost. Hai să facem din nou. Te apucară glumele pe tine. Ce jante urâte am pe ăsta. Bă, nici ăștia. Adică sunt de SV, dar sunt foarte spițate. Așa mi se par și ăștia, mi se par că este un smurat. Păi ăsta le e oare? Păi nu știu. Au stema de la Lamborghini, înseamnă că ele sunt. Hai să vedem. Băieți, vreau să pariați acum în comentarii cine credeți că o să ia. Am învățat să plec și cu launch control original. Da, mă, da. Cum faci tu să pleci cu launch control? Țin pe frână și pe accelerație la 4000, dar e greu până îți dai seama. Îl iau, îl iau. Știți că în realitate treaba asta nu este adevărat, adică Aventadorul pleacă primul și ajunge ultimul. 100, nu știu, la 220 ajunge. Și eu tot la fel, 220 ceva parcă. Bă, treaba e că e destul de rapid, știi? Hai să vedem aici la Mystery. Doar că... Dar cu ce te-am făcut eu cu aia, că nu mai știu. Cu ce? Te-am făcut eu pe tine cu aia, dar nu mai știu cu ce. Nu mai țin. Adică ai făcut cu Aventadorul ăsta, cu ce ai tu și eu am luat alte mașini. Bă, pe top speed pun pariu că te iau. Pentru că am motorul mai mare. Păi ce facem acolo, le turnăm sau ce? Da, hai să mergem să le modificăm. Prin teorie, el poate să și-l facă mai rapid, deoarece el poate să-și dea swap la motor, eu nu pot. Nu mai exagerat, că știi și tu că nu e așa. Păi de ce? Că așa păi e. Aici am două tuninguri, unul cum luat de pe net. Păi puneți-l pe care vrei tu, care ți se pare că e mai violent. Păi nu știu, ăla de pe luat de pe net e mult mai strong gen. Eu o duc în 1100 sau chiar aproape 1200 de cai. Deci o bestie, uitați. De la... Avem 1072 de kW, 1340 de Nm, băieți. Și atent, tuningul meu, grasul meu are 850 de Nm și ăla luat de pe net are 1150. Nu știu tu să-l faci. Și cai și mai mult și greutate cam la fel. Uitați, și mașina deja s-a schimbat, este o bestie. Hai, grasule, te aștept acolo. Da, bă, nu știu, luai de pe net. E mai mult mai bun decât ăla pe care l-am făcut, eu nu știu cum. Crezui că li de pe Neckerman. Bă, eu stare curios, chiar o să ne uităm după acest drag, dacă există tuning mai periculos ca asta al meu. Și după care vreau să mergem să-i luăm ceva și ăsta, să-i umblăm pe la cutie și să vedem cât e aia top speed dacă îi dau acolo umblană. Nu știu de ce, dar am puțin emoții cu tuningul ăsta, nu știu ce. Da, urât e, adică jantele oribile. Bine, că îți dai seama că e de performanță, dar totuși. Mamă, dar mi se pare genial SV-ul ăsta, grasule. Ție cum se pare? Bă, se pare mai chitit Huracanul ăsta. Păi Huracanul e mai chitit. Lau și control, hai. Bă, ești nebun! Deci nu, e tuningul prost. Al meu, știi ce face? Ca Patra. Ți-o dă jos.
o dăm 4000 de turații. Păi știi de ce? Vezi că e dat de top speed. Umblă, dar n-ai voie să umbli. Mă duc și mi-l pun pe al meu. Ia fost și pune-l pe al tău să ce vedem. Ce asta? Bătaie? Dar a fost strâns. Deci chiar a fost strâns. Și pe care am și cam în același timp. Să deci vii să facem o poză. Pe care am la fix amândoi, gen nu plecă niciunul mai repede. Da. Dar a fost strâns, adică ba când te luam eu, bată pe mine și până când... Pierdui mult atunci când te duc pe a patra, că nu da. Mai e rară, că o te duc prea jos. Aici. Sunt fix la start, ești nebun. Hai că... Vreau să vii, să te așezi lângă mine că sunt în drone mode. Lecturatul e pe lea, la 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 la. Ia uitați băieți, marele Aventador. Mamă cât de sexy e, deci mi se pare o mașină formidabil de frumoasă. Îl așteptăm și pe lecturii cu băieți. Deci nu știu ce le fac ăștia cu caii ăștia grasele care, de unde te pusești? Uite-mă aici, albastru. Păi dar nu te văd gen pe... Cealaltă. Nu te văd. Aici, da, aici. Aici, 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 așa, bravo. Nu te văd, nu știu ce. Mai în față puțin, să prind și semafoarele, să fac și o pozică cum ar veni. Aie. Mamă, îți dai seama cum o să fie? Hai să vedem, băieți. Gata. Ce te fac, ia auzi turbinele cum îi fac. Nu știu ce tuning-uri fac, că e agrasă, descuidați acai. Umblă acolo. Ce-ai făcut, mă? Zici că umblă acolo? Da. Hai. Să duce mai repede, aia? Da. Bă! 286. Bă, în primele trepte sunt egale, dar după aceea începe să se vadă forța de V12. Nu știu ce vă dorau cu asta. Vezi? Sau se poate să ai și tu swap. Dar fii atent, grasule, că tu faci o mare greșeală care și eu nu duc seama de ea. După ce îi pui diferențialul, așa. Dacă cumva, cum am făcut eu prostia ieri, vezi că uneori ți se resetează când o faci 4x4 sau doar spate. Adică ți se resetează? Adică dacă, de exemplu, cum am făcut eu pe asta, doar spate, da? Așa. Din greșeală și am tunat-o și după aceea mi-am dat seama și am făcut-o 4x4, tuningurile de la diferențial nu s-au mai pus. De la cutia de viteză. Da. Da, știu. Știu, dar nu mai știu că asta nici nu știu că am turnat acum, cred că am turnat. Ia, sunt tare curios dacă îi umblu eu acolo, băieți, să vedem dacă reușesc să scot un timp mai bun, un top speed mai mare. Nu umblai, dar se modifică un pic într-adevăr, dar nu e ceva. Bă, păi dai seama că n-au nici ei cum să facă minuni. Ok, intrați aici la cutie și dacă îi dați mai în dreapta, mașina o să accelereze foarte, foarte rapid. Mai în dreapta sau mai în stânga? Mai în dreapta e de accelerare, în dreapta. Iată, în 310, ia să vedem dacă o duc așa. Un car. 3, 2, 1 și. Bă, dar să știi că e mai rău în dreapta decât în stânga. Cu doar accelerare. 289, deci cu foarte puțin. Deci nu prea reușim, băieți, să-i facem mare lucru, nu putem să o facem mai rapidă, din păcate, dar o să vreau să facem treaba asta. Deci dacă o duci de tot în stânga, 430 de km la oră. Hai să vedem dacă ia viteza asta. Bă, mi-a asta lumea, de exemplu. Ia, sunt tare curios acum cât iau liniuță cu ea. Cu ăsta de... Zici viteza maximă sau ce? Da, deci sunt, nu, da, în primul rând vreau să văd că am dat-o pe top speed, știi? Adică gen să-și ia tot cât mai mult și să văd cu ăsta dacă cât reușesc să iau în 400 de metri, așa, gen că ea accelerează greu acum, știi? Deci spune dacă turningurile alea de pe net sunt mai bune ca ale noastre, deși în teorie... Păi chiar o să vreau să mă duc acum să mă uit. Eu cred că în practică, dacă le punem unele lângă altele în curse și ăștia, eu cred că sunt mai proaste, sincer. Pentru că, de exemplu, o simt mult mai stabil acum mașina asta de când o luai eu. 3, 2, 1 și... Bă, da, se duce pe-a întâia. Bă, deci ajunge la autostradă?
287, deci e scăzut cu un kilometru. Nu, acum o să mă duc pe autostradă. O resetăm până acolo, să ne jucăm cu ea puțin. Ok, resetul default. Băi, rostule, mi-mi place aventadorul ăsta, mi-mi pare pasiune, băi, mi-mi pare viață. Pasiune, viață? Shrek is love, Shrek is life. Shrek. Ceva de genul. Aventador is love, Aventador is life. Și-mi place să mă distrez, să mă distrez cu ea pe aici. Te distrești? Băi, și chiar se controlează bine, rău. Lasă-le fără maestru, atât greu. Da? Da. Sunt greu și nu s-o plătească pentru el. Forza. Eu nu. Da, și deci observi că nu prea ia viraje. Vă vezi că au zis și mie copii în comentarii și am observat și eu și că dacă cu cât îi pui jantele mai late pe față, poate mai puține viraje. Clar. Mai greu virajul. Deci pe față ar trebui să îi pui cât de îngust poți cauciucul. Păi da, dar... Să-i lași toc în mare parte. Și pe spate poți să le pui mai late. Că noi avem nevoie și de viraje grase, că noi nu suntem vorba aia. Oameni care doar... Așa e, doar la drag race. Păi da. Mă ne place să le mai și berberim un pic așa. Să le cherchelim așa puțin. Băieți, știm cât a luat data trecută top speed. O să vedem acum cât ia top speed așa. Ați văzut că autostradă se dea sau tu încă ești pe drum? Eu încă sunt pe câmp. 400 top speed asta are în mod normal. Încă sunt pe câmp. Și tunată în mod normal? Băi, cred că sare de 430. Dacă îi, nu, dacă îi fac gen șpârla aia. Aha. Te aștept fix aici, sunt fix aici la autostradă unde... Am o vin. Se petrec lucruri ilegale. Făcute de... Uite la cursulețul. Pe bune că nu înțeles până la mine. Hai, corre, nu ce urs are? Ai, știi, în sensul giratoriu, efectuat cu virajul la stânga. Ia uite-l și eu pe grasul aici cu huracanul. Mamă, dar zici că e robot asta lui grasul, că nu turează. Prea multe turbine, băiți. Hai să o dăm la maxim. Păi nici nu știu câte am pus, 3 turbine, 4 turbine, abar nu. 2, cred. Câte mi-a zis o video, atâta am pus. Hai, grasul, ești gata. 3, 2, 1 și... Corect ce ai făcut aici. Mamă, dar cum se aude piele de găină în tunel, ești nebun? Băi, eu am 300 și ceva. Aici, fix la așa de trebuie, că rămâne să iau pe urmă. Bă, eu am 400 deja. Hai că se duce 410. 420. 430. Da, bă, și ea. 431. De 395 nu ia că nu mai are putere. După ce-i dă a 7-a, pa. Și haide să deschidem și la final de episod un să dăm un wheel spin, că l avem aici de la mașină, un parc. Grasule. Poate așa la final de episod primim noi o legendară, o... Un claxon legendar! Am avut dreptate. Da. Bă, bine că... Băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade din seara asta de Forza Horizon. Și ce doriți voi să mai facem cu acest Aventador SV sau dacă doriți să-l schimbăm. Și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!